Bună ziua, dragi mei, sunt Arotela cu o etalare. Pentru cei cu soare lună venus, ascendent nord, nord, în nord-nord în fecioare, etalare pentru iulie, poate și un pic din august, dacă vreți musai să fie pe 30 de zile. Pentru că deja suntem în 8 sau 9 parcă. Din seria mesajelor de la înger, un anume tip de mesaje a venit oratorul. Pentru unii care sunteți fecioare cu marcaje puternice în, în leu, în semne de foc, eventual și semne de aer, marcaje, da? Trebuie să vă știți harta natală. Aveți niște capacități oratorice, până la urmă sunteți guvernați de Mercur, da? Aveți puterea să comunicați în public lucruri și nu doar cu puterea, ci și inspirația să comunicați lucruri importante. Într-o formă, puteți să fiți profesor. Profesorul vorbește în public, da? De orice, în orice domeniu. La capătul setului de cărți, timp de decizie. Ori voi, ori cineva trebuie să ia o decizie. În spatele acestei decizii este puterea Amazona și justiția. Justiția care uneori simbolizează și separări și chestiuni legale, da? Chestiuni care țin de justiție umană și divină. Vedem ce legătură are. Hai să vedem. Să te încățile l-am amestecat. Fecioară, Soare, Luna, Venus, Ascendent. Nodul Nord. Nu? Fecioară. Central. Asul de cupe. Provocarea. Diavolul. Wow! Ați văzut cum au vrut să iasă? Uh, au fost vreo două care s-au mișcat într-o altă direcție. Foarte interesant. Foarte interesant. Însă la rădăcina acestei cruci este judecata. În trecutul apropiat magicianul, nevea de a comunica, de a exprima ceva. Oh, ce frumos, regina de cupe în viitor. În prezent ce aveți 9 de cupe, 9 și cu 1 10 sau 9 și cu unul, poate fi acest aspect regal emoțional. Sfatul, regina de spade, iar comunicare, regina de spade comunică, dar trebuie să, ca și magicianul, dar trebuie să comunice într-o anumită formă, în dreptate. Exterior, cinci de spade, of. există niște conflicte și verbale și mentale care vă influențează. Dacă sunt aceste conflicte, dragii mei, 5 și 1, șase, înseamnă detașați-vă mental, Comunicați corect ce aveți de comunicat și detașați-vă și mental și fizic, că șase de spate înseamnă și călătorie. Din preajma celor care vă, vă, stresează prin cuvinte, prin vibrație, prin atitudine, cinci o atitudine destul de egoistă. De ce vă este teamă de șase de băte? Iar șase de băte uneori poate să însemne și poate să reprezinte imaginea unui narcisist care vrea să atragă atenția unei persoane care din dorința de a atrage atenția face multe lucruri, e cam concentrat pe sine, da? Posibil, posibil nu pentru toată lumea, să fie un personaj toxic. Într-un fel sau altul, cu diavolul, cu cinci de spade și șase de bâte, de care v-ați cam săturat. Ce vă doriți? 8 de spade. 8 de spade nu e o carte prea frumoasă ca să fie în poziția dorințelor, dar o să o clarific. Vă nuiesc că vreți să ieșiți din aceste conflicte, din acest stres. Cineva v-a zis să încearcă să vă influențeze influență și influență mentală, programare. V-a programat mental că nu puteți să ieșiți, că nu puteți să faceți. Hm și cu 1-6, și apoi apare 8. E o influență mentală. Ce, ce frumos! Reușiți să faceți ce am zis eu, 6 de spade, mă bucur când apar confirmările. Reușiți să vă detașați. Pentru că vreți 8 înseamnă și transformare, da? Dacă până acum ați fost într-o cușcă mentală, nu ați găsit soluții unii dintre voi sau altcineva nu găsește soluții într-o situație cu voi de un personaj care e un personaj care are niște probleme de încredere, în primul rând. Voi sau altcineva. Ia uite, la luna plină, la luna plină din iulie, faceți afirmațiile despre care am mai zis, eliberările despre care am mai povestit. Oh, ce frumos! Mergeți eventual într-o nouă direcție care vă atrage, vă nu doar vă atinge sufletul, nu doar vă emoționează, dar vă și energizează. Asul de bâte înseamnă energie, energie, inspirație, de o inspirație benefică. Ce frumos! Da, uite, nouă de monede. La capătul setului de cărți, doi de spade. Am vorbit timp să decideți, da? Se confirmă. Trebuie să... Ei, da, se confirmă încă o dată. Doi de spade, doi de bâte. Foarte interesant. Uitați-vă și voi cum se așează cărțile, da? Puterea și puterea apare de două ori. Aveți lupte, aveți conflicte cu cineva. Că e în cuplu, că este acasă, sunt părinți, sunt frații, e vreun coleg, vreo colegă, vreun job, ceva. Aveți niște probleme într-o chestiune care ține posibil de căsătorie sau de contract. Și male preoși și justiția, avem și aici o balanță, reprezintă contracte, contractele dintre voi și soțul, soția sau contractul dintre voi și jobul sau mai bine zis șeful cu care ați semnat contractul. Evident că poate să fie și un contract spiritual între voi și părinți, de ce nu, da? Sunt contracte, contracte, pe care trebuie să învățați să le rupeți. Da, elegant, pentru că regina de spade înseamnă, dragii mei, vorbește și despre un soi de justiție. Trebuie să vorbiți în public, eventual să vă susțineți cauza unii dintre voi. Hm. Wow! Și marele preot înseamnă căsnicie, dar înseamnă, evident, poate să fie și un, o corporație sau un job mai important pentru unii. Dar, revin, la capătul setului de cărți, doi de spade, doi de bute. Uh, trebuie să vorbiți, într-adevăr. Apare magician în ultima vreme nevoia de a comunica și cu regina de spade sunteți sfătui să, să, să comunicați, dar uh, echilibrați un pic uh, sau dați-vă timp un pic la meditație, blocați pe cei care vă. doi de spade înseamnă și blocaj, pe cei care vă influențează negativ cu 5 de spade. Vedeți? A, dar de ce nu se vede? N-am pus blițul. Mai? Mai. Ok. Acum se vede. și prefera să fie mai multă lumină. Dar nu știu de ce nu se vede. Ia să vedem. Poate dacă dau fără acest... Ai, din cauza soarelui, mă. E din cauza soarelui. Se creează aici. Hm. Așa. Acum se vede mai bine, da? Am zis că aveți o influență negativă. O să o clarific, dar la prima mână pare negativă, da? Blocați această influență și decideți, decideți în ce direcție mergeți. Nu, către, nu, nu mai stați pe loc în relații sau joburi sau chestiuni în care vă țin pe loc. Mergeți, mergeți. Pentru că Mercur înseamnă și călătorie. Poate trebuie să faceți o călătorie și trebuie să alegeți bine. N-am văzut totuși decât șase de spade ca și simbol de călătorie, dar șase înseamnă și șase de spade și detașare mentală. De niște chestii evident, toxice. În sufletul vostru iubiți pe cineva. Dacă nu iubiți, dragii mei, pentru că poate nu toți v-ați îndrăgostit, poate nu toți v-ați întâlnit, deși o stare de euforie pentru unii dintre voi. Există o stare de euforie, apare și regina de cupe, hai să fim serioși. Deci totuși, există o dragoste pe care probabil că ați așteptat-o de mult timp. Provocarea este această, această relație karmică. Repet, poate să fie familia din care veniți, familia care v-ați făcut-o, un job, da? Și acolo sunt relații karmice la joburile în care muncim până ne consumăm, sau vă consumați energia. Nu vreau să manifest pe mine, da? Cineva a zis: Am un job care îmi consumă toată energia. E nasol, e trist, e pf, revoltător dacă vă consumați toată energia într-un job. Este semnal de alarmă. Trebuie întotdeauna să rămână ceva și pentru noi, ca să putem să generăm și altceva vindecare inspirație, da? Deci central, ia uitați, central aveți asul de cupe, în prezent 9 de cupe, în viitor regina de cupe. Ce poate fi mai frumos? 10 și cu 1, 11. Știți că 11 este numărul flăcărilor gemene. Poate unii v-ați întâlnit, poate lucrați, lucrați spre vindecarea sufletului vostru. Ați început să vă iubiți și începe să manifestați, că asul de bâte înseamnă manifestare, da? Manifestați perechea voastră divină sau un personaj care vă simte vă alină vă, vă aude fără să vorbiți pentru că da, uneori vorbim și degeaba vorbim pentru că nu suntem auziți și atunci e trist provocarea este acest diavol posibil pentru foarte mult nu foarte, hai să nu mai exagerez nicio să nu folosesc cuvinte în acesta pentru un număr din, de ascultători, acest diavol să reprezinte o relație veche, repet, de familie sau profesională. Voi știți care e familia care v-a făcut -o sau din care veniți, sau al lor sau a cuiva. Cineva care tot încearcă să renască, tot încearcă să renască, să mențină aceste, aceste lanțuri, să vă țină în lanțuri dar judecata înseamnă că în ultima, nu în ultima vreme, de ceva timp vă gândiți și voi ați început să vă conectați la îngerii voștri, unii dintre voi, unii dintre voi, da? Și să vă doriți, pentru că aici este un, un semnal de alarmă, da? Un steag, uitați, interesant că apare steag și aici. E un steag de alarmă. Vindecarea este importantă ca să vă atrageți dragoste și dragoste de sine, bucurie Adică să aveți încredere în voi, cei care nu aveți. În ultima vreme a apărut acest magician. Repet, poate să fie nevoia de a comunica și despre asul de cupe și eliberarea de aceste lanțuri. Da? Putem comunica foarte multe. Dar ce este frumos este că dacă manifestați detașare, manifestați asul de băț înseamnă și manifestare, nu doar pasiune, nu doar sex, nu doar atracție sexuală, da? Înseamnă și proiecte noi la job, da? Un job nou, înseamnă foarte multe. Dar dacă manifestați eliberare mentală, transformare, opt de spade înseamnă reprogramare și asta ar trebui să faceți, dragii mei, că e luna nouă. Vorbim acum la luna nouă. Să faceți reprogramarea la luna nouă și la luna plină să, să continuați. Evident că trebuie continuat în fiecare lună eliberarea. Și uite, așa vă atrageți dragoste dacă nu chiar a și venit în viața unora. Și până la dragoste, repet, este vindecare, poate aveți un consilier de suflet, un confident. Da? Hai să și clarificăm pentru... pentru... Clarifică magician în ultima vreme. Pentru că mare grijă. Cineva tot încearcă să vă manipuleze. Op. Wow! Da. de bâte. Cineva tot vă bombardează cu mesaje. Dar există această durere în sufletul cuiva al vostru, al lor. Mai dar ce au picat cărțile. Tot încearcă. O fi personaj din trecut care încearcă, vedeți? Încearcă să se împace. Aici poate să fie obsesia altuia, acest diavol. Obsesia cuiva. Eu cred că e mai degrabă obsesia cuiva. Pe de altă parte... Dacă sunteți răniți, pentru că știu că ați fost răniți, că am tot vorbit în ultimii ani despre o rană, o rană profundă, care a avut nevoie de mult timp de vindecare, începeți și voi să vă doriți. Ați început deja să manifestați această vindecare. Vedeți trei de spade și asul de cupe, se vede, da? Asta este manifestarea voastră. Convorbiri convorbir cu Dumnezeu, interesant, cum vine? canalizarea channeling da? Poate unii ați asculta sau ați văzut filmul Convorbiri cu Dumnezeu, dar pur și simplu, dacă nu, ați discutat, ați comunicat prin rugăciune. Pentru că asta înseamnă conexiune cu îngerii, cu, eu știu, forțele spirituale benefice care sunt în preajma fiecăruia și doritoare să ne susțină în momente de criză. Deci, Posibil să fie ambele mesaje. Cineva din trecut să tot încerce să vă bombardeze cu mesaje, să vă recucerească, pentru că apare cu ceritorul șase de băte, să vă recucerească. Dar mare grijă pentru că este o tendință manipulatoare. Da, au fost răni și din partea lor, din partea voastră, dar care este problema? Această codependență. Cineva este dependent de, de voi sau voi de ei? Vedeți cum sunteți. În fine, ideea este. Cei care, într-adevăr, manifestați această creștere spirituală, 8 de, de băte, este absolut minunată 8. Da. Uite, Acum revine și asul de băte. Manifestați această conexiune cu îngerii și dorința de vindecare, dorința de vindecare și tot ce ați lucrat voi în ultima vreme, vă aduce într-adevăr un suflet pereche minunat. Cofi semn de apă sau marcaj, nu neapărat semn de apă, marcaj, lună, 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 conjunct, lună sau lună trigon lună, da? Lună Venus. Iar aspectele care sunt vă susțin în această poveste. 10 și cu 1. da? Și dacă n-ar fi doar așa, ar fi sufletul vostru și sufletul lor. Doi de cupe, da? Super, minunat, minunat. Doar că aici este. Tăiați Ia uite, trebuie să o luați de la zero, da? Ia uite, regele de monede. Și asta pică în ultima vreme ca și clarificare oarecum. Dorința voastră de a, de a merge într-o nouă direcție și apare, uitați, că aici este trecutul uh, apropiat, da? Acum, în prezent, în iulie, apar 2 ași. 2 de Aș. Mai zic și eu, aiurea. Doi ași, da? Clarificăm, te rog frumos, diavolul, pentru fecioare. Asta... Ia uite, tempe. vai, ce frumos, am zis, este singura carte care îl pune la punct. Ia uitați, Arhanghelul Mihail și Arhanghelul Gabriel. Comunicarea, dar și acțiunea, am zis că aveți nevoie de acțiune, da? Comunicarea aceasta telepatică, intuitivă, cu îngerii care vă vindecă, vă alină, vă curăță emoțional, dar aveți nevoie și de acțiune, nu doar de curățare emoțională și fizică și această rupere de... Lanțuri grele. Mm -hmm. Am zis, merge, se, începe să se manifeste vindecarea aia. Ați fost, ați fost în niște probleme. Patru de spade poate au fost și probleme de sănătate, patru și cinci de, de monede, dar iar probleme în cuplu, patru de de băte și patru de spate, trebuie să alegeți. Trebuie să alegeți. Vă vindecați, cum vă conciliați cuplu. Unii dintre voi va... Unii dintre voi... V-ați întâlnit și marea pasiune sau un suflet pereche cu care rezonați foarte bine. Dar, iar niște chestiuni legare care țin de moștenire, de, de bani, dacă e la locul de muncă, trebuie să rezolvate ca să mergeți mai rapid în manifestarea acestei relații. Clarificăm regina de spade. Sunt multe. E extraordinar. Interesant. Au revenit doi de spade, da? Aveți și 10 de cupe și 10 de monede. Și un as de monede. Și justiția care reprezintă... E a doua oară când apare justiția, da? Ați văzut-o mai devreme. Ia uitați-o și aici. Iar pentru unii poate să fie o chestiune care ține de separare, într-o formă sau alta, că e separare la locul de muncă, că e o separare de oamenii să mai, se mai și despart, asta e. Da? Ideea este că aveți această posibilitate să manifestați ceva nou. E al treilea as care apare într-o formă sau alta. Chiar acum, e sfatul pentru Iulie, da? asul de cupe, asul de bâte, asul de monede. Ca să manifestați acest as de monede, trebuie să vă... Aici a fost clarificarea. O să le pun la loc că sunt multe, poate revin într-o altă formă, da? Trebuie să vă separați, trebuie să exprimați corect niște lucruri. Ce nu vă convine în relația voastră acasă, repet, ce înseamnă acasă, că e familia din care veniți, că e familia care v-ați făcut-o, că este jobul. Pentru unii, jobul poate deveni acasă dacă stați foarte mult la job, da? Asta e. Clarificăm, te rog frumos, 5 de spade exterior, da? 5 de spade pentru fecioare, 5 de spade pentru fecioare. Extraordinar! Nu-mi vine să cred, a doua oară când apași la capătul setului de cărți, 5 de monede. Sunt niște probleme în cuplu, fără supărare. Dacă sunt, nu sunteți fecioare și ascultați la fecioare, ar trebui să recunoașteți că sunt niște probleme în cuplu și sunt discuții. Dacă nu faceți voi discuțiile, pot să facă rudele voastre sau prietenii voștri sau eu știu cine, da? dacă simțiți că nu faceți voi discuții. Dacă știți, știți sigur că sunt discuții, asta e... Fecioara este sfătuită să se detașeze mental de aceste discuții. Acum vorbesc despre fecioare și pentru fecioare, le susțin pe ele pentru că sunt în etalarea lor. Dar A... Uitați-vă și voi că nu trebuie să explic mult. Cineva nu, nu înțelege. Aici este incapacitatea cuiva de a înțelege doi de spade, da? Trebuie să aleagă între ce a fost, a fost și hai să continuăm de dragul de a avea victorie, de a avea ultimul cuvânt și continuăm tot timpul cu argumente și aducându-ne aminte de ce ai făcut tu acum 5 ani când eu nu știu ce, știi? Degeaba! Nu, știi, ceva ce nu merge. Fără supărare. Ceva ce nu merge. Și, vedeți, în ce, în, din ce familie, pentru că sunt două, da? două cărți care simbolizează și frumoase. Nu zic că nu sunt frumoase. Zece de monede deci zece de cupe. Dar, acum, ce-a fost frumos a dus pentru că zece înseamnă și încheiere de ciclu, da? Ce-a fost, a fost. Acum au ajuns, ce? Discuțiile, tăcerile, ori una, ori alta. Ori în tăcere, ori în discuție. Și atunci, ce răstare, Cred că le mai pun. De și le-am pus. Ați văzut cum le-am pus și au vrut să revină. Hai că le mai și amestec. Da, sunt niște secrete, să zicem. Au uite, o cineva vrea să țină controlul, să controleze situația și totuși e nevoie de schimbare de energie, cum am pus cărțile. Haideți, mă, Spun adevărul, probleme în cuplu, ia uite. Ia uite cum au revenit, exact același cărți, le-am amestecat în fața voastră. Clarificăm șase de... Uh, șase de bute? Mm. Nu, chiar nu mai vreau să clarific, pentru că e clar că e cineva care se gândește la victoria sa. Cineva care vrea să aibă un ultim cuvânt. Pentru că e în poziția fricilor, va sătura de acest personaj. Clarificăm 8 de spade. De ce în poziția dorințelor 8 de spade pentru fecioară 8 de spade? Iau, trebuie să... Am zis că voi vreți să schimbați energia, să ieșiți în acest blocaj mental. Se vede că bate soare și, și schimbă lumina. Ia uite. Pe 10 august, fiți atenți, pe 10 august sau pe 8, 8 octombrie, uh, da? veți manifesta într-un fel sau altul această eliberare, într-o formă cât de mică. Poate primiți această soluție pentru cazul de bute, merge în da? La voi s-a terminat 6 de spade, urma de lună, iulie adică zodia racului, și urmează zodia berbecului, și poate pe 10 8, 10 nu, ce-am zis, august, da, sau 8 octombrie, simțiți acest as de, de băte, încredere în voi. Astă de băte nu înseamnă doar sexualitate, dragii mei, înseamnă încredere în voi, un proiect nou care vă aduce un spor, vă aduce satisfacție, vă umple sufletul de bucurie, regina de cupe. Evident că poate să fie și o pasiune, dar nu vorbim doar despre asta. Pentru că uitați, deocamdată unii dintre voi, încă, vă mai aduceți aminte. Poate, într-adevăr, cineva plânge după voi, cineva din trecut, am văzut aici la magicianul, poate. Dar cel mai mult este că voi vreți să vă eliberați, pentru că asul de spade al patrulea as care apare, vreți să vă eliberați într o perioadă în care v-ați sacrificat sau ați stat pe loc într-un fel sau altul, aveți acum altă viziune. Zodia peștilor apare de, de câte ori, da? De, de câteva ori. Și este Neptun. Eu nu vorbesc că aveți de-a face cu pești, Musa. Este Neptun în pești care vă, vă dă într-un fel sau altul și Jupiter, să nu uităm, da? Vă dă într-un fel sau altul încredere. Da? Vreți să aveți victoria asupra lacrimilor, da? Și să vă bucurați de cele două suflete pe da? Uitați-le cum apar acum în această etalare Regina de Cupe și Asul de Cupe. Este minunat. Clarificăm totul șase de spade, ca și final, șase de spade. M Am zis? A, da! Mă, aici sunteți voi la început de drum. Devenim valeți de fiecare dată când o luăm de la capăt, când ne detașăm de ceva, da? Mergeți către zărsenine, senine, da? Către zărsenine. senine. Locuri în care puteți investi oameni, joburi, da? Spații nu doar virtuale, dar și reale materiale în care puteți investi. Vreți să creați ceva nou. E dorința voastră de a manifesta, de a pune în practică acei ași. Acești ași. E frumos. E frumos. Da, e frumos. Sper să vă bucurați aceste potențiale de 3D. băte. Aveți speranță. Lăsați în urmă. iau uite. Poate o relație mai veche, șase de cupe, cu o persoană iaută, regina de, de băte și cavalerul de băte, pătimașă, geloasă, persoana, am zis, -ă. poate să fie și bărbat. Când zici persoană și persoana e la feminin, da? Este și cavaler, este și femeie, da? Orice poate fi, da? E o persoană pe care o știți de mult timp, dar aici este ce vreți să face. Trebuie să decideți. Ori mergeți înainte, da? Șase de spade, trei de băte, călătoriți într-o nouă direcție sau călătorie mentală, dar și, și practică. Nu musai că vă schimbați locul în care stați, dar poate schimbați casa sau nu știu ce schimbați. Schimbați ceva. Dar trecând peste această schimbare și această călătorie, trei de bute înseamnă și speranță, da? Sperați, pentru că voi tot lucrați la voi, dragii de voi, de ani de zile. Unii lucrați de ani de zile. Sper că v-a plăcut și aștept confirmările voastre. Vă pup, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Numai bine. Ciao, ciao!